Un puternic incendiu a izbucnit duminică 20 septembrie la o locuință din localitatea Dorna Candrenilor. Militarii detașamentului de pompieri Vatra Dornei au intervenit cu 4 autospeciale și o ambulanță SMURT pentru localizarea și stingerea incendiului. La sosirea echipajelor, acoperișul casei și al unei anexe erau cuprinse de flăcări. După aproximativ 3 ore de luptă cu focul, pompierii au reușit să lichideze incendiul. Focul a distrus acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, iar pereții interiori ai casei au fost degradați. Incendiul a izbucnit cel mai probabil de la coșul de fum.